eleva care își dorește să devină jurnalist cândva. A demonstrat-o pentru că la concurs a prezentat articole publicate în Gazeta de Hiața, sperăm pe viitor, că va avea și Zorile Bucovinei. Și vreau să se recunoască singură să vină alături de mine. Nu este? Eu știu că este. Așa, haideți să aplaudăm, să dăm un pic de regal. Te rog să te prezinți. Mă numesc Virgiu Corina, sunt elevă clasei 7 a Centrului Instructiv Educativ Probotești. Și de ce te gândești tu că ar fi bine să te faci și jurnalist? Cunoști ceva despre meseria asta? Aș crede că este normal să cunosc despre aceasta, căci îmi doresc să devin în viitor. Mai tare m-am fascinat jurnalistica din cauza că, datorită ei, mulți oameni află adevărul, află chiar ceilalți, poate chiar nu știau de așa ceva ce există și, nu în ultimul rând, curiozitatea despre satul meu natal, Probotești. Satul ei natal, Probotești. Corect. Așa este, da? Deci să o aplaudăm. Te dorim succes mai departe. Iar celălalt, cuvântul nostru va fi la final. Îți mulțumim, te rog. Și nu avea emoții. Un jurnalist întotdeauna are emoții și întotdeauna muncește. Asta este soarta noastră a jurnaliștilor. Ne deplasăm înapoi la ceva mai puțin, mai într-o parte, la Corbova. La concurs s-a prezentat o tânără, și-a prezentat lucrările o tânără, care are o ocupație foarte migăloasă. Îi place să facă obiecte de artizanat cu biser. Mărgeluțe foarte, foarte mici. Cine a cusut cândva cu mărgeluțe știe cât e de greu să faci lucrul acesta. Și aș ruga să vin aici alături de mine să se prezinte singură. Eu special vă rog să vă prezentați singuri ca să vă obișnuiți a vă prezenta. Da? Este? Doamna Sorina. Spune-mi, te rog, ce lucrări ai prezentat tu la concurs? Am prezentat o lucrare cu trandafiri. Așa, îți plac trandafirii, probabil. Da. Da. Dar mai întâi spune-mi, cum te numești? Mă numesc Ongheana Eric, învăț în școala medie Corbu, în clasa 10-a. Clasa 10-a, a. Așa. Și altă lucrare? Altă lucrare... Iisus Hristos. Chipul lui Iisus Hristos. Te pasionează această temă? Da, mă interesează. Interesează. Asta e foarte bine, probabil și crezi foarte mult, da? Dar ce te-a făcut să te apuci tu de acest lucru foarte migălos? E un lucru foarte interesant, e plăcut. N-ai încercat să pictezi? Nu. Să încerci de astăzi înainte și după aceea, pe pictura ta, poți să crezi cu viseră. Noi îți mulțumim și ia-mă, te rog.